am Cornholio. I have no bunghole. Bunghole. I am the great Cornholio. I'm a gringo. I have no bunghole. Bunghole. Are you threatening me? I am Cornholio. Are you threatening me? I am Cornholio. Are you threatening me? I am Cornholio. Are you threatening me? I am... Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la o nouă serie. De astăzi încep o serie de single player alături de, mă rog, folosind skin-ul ăsta de Cornholio, pentru că am zis că poate moare mimul ăsta la mine pe canal, dar nu moare. Așa? Cred că pe aici a bubuit și creeper-ul ăla mai devreme. Mă rog, hai să-mi caut repede. Ah, lol, e zona de-asta așa. E bine că măcar o să găsesc câini. Hai să caut repede un loc de casă. Vreau ca seria asta să nu fie o serie de-asta basic în care să fiu ceva genul: bine-ți vin la lumea beculețelor, astăzi să adunăm niște nisip. Am văzut chestia asta și prin alu-ți mi s-a părut penală, rău. Bă, cu dracu, bă, să faci un videoclip în care doar strigi nisip. Îți dai seama, ăsta era câine? Programul câine acolo. Asta-i, mă, vreau ciupercă de aia roșie. Caut un copac de ăsta. Ciupercă, da, ciupercă roșie, nu de asta albă sau cum dracu se zice. Că știu, uite aici. Am eu o tâctuă este aici. Că merg să fac casă în interior. Am deja casă făcută, așa ca și prima noapte o să fie suficient. Hai să iau repede niște lemn. Caut și o mină ceva. Am văzut când m-a bubui creeper-ul ăla, se vedea un zombal oprit pe unde, ce o peșteră undeva pe acolo. Mi-am prins și o ciocu, să nu ziceți că sunt dezordonat, că nu sunt aranjat, ce naiba. E o serie de single player de Minecraft, să-ți dați seama, e cel mai premium content posibil pe tot YouTube-ul. Bun, hai ca joc prosteala. Pentru cei curioși de texture pack, se numește Andor Hall. Mi-a intrat scheletul în casă. Ieși, mă, din casă, nu primezi musafiri. Ăștia vor să-mi intre în casă, nenorociți nebii. Trebuia să fac o de-asta mai puțin, să pun trapdoor de ăla. O, dar vreți să intrați peste mine în casă, nenorociților. Bun, hai că măcar mi-a dat niște oase. Ia să pun carnea asta la prăjit, fac niște ciorbe și mă pun să caun aibă un câine. Totuși să-mi și un camarad aici. Alo, câinilor! Nu înțeleg cum naiba nu găsesc niciun câine pe aici. Trebuie să fie undeva. Deci imposibil, nu găsesc un câine. Ce naiba, dacă ești acum pe stradă în București, găsesc 15 câini pe la... Nu, mă rog, nu în mijlocul București, pe la... Gat! L-am găsit! Vino cu aici. Patrocle, vino cu... Hai, hai, băi, hai. Ce faci, mii? Ce faci, mii? Gat! Avem și câine. O să-l cheme Relu. De ce? Nu știu, chiar dacă e alb, în mod ironic îl botezăm Relu. Da, Relu. Relu. Da, Relu. Relu. Da, Relu. Relu. Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Uite, stau, tu ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci? Ce faci, mă? Vreau bucat de carne? Vrei fripturică? Hai, ia de aici. Așa. Să fii fericit. Bun, avem și câine. Hai să-l ducem acasă. Am ceva de explorat pe aici. Hai să mai am niște carne. Relu? Bă, mușcă. Hai. Ia-l, Relu. Unde naiba văzusem gaura aia? Uite ce-a cutat gaua cea. Gaura e mai adâncă decât fosta celui mai bun prieten. Doar mea poveste ne-am umblat la ea. Nu din cauza mea, a devenit fostă pentru el. Uuu, ce întuneric e aici. Bă, care a stins lumina? Și acasă. Sau hai, bubuie, că faci lumină. Mersi. Alo, fierule. Bă, fierule, unde ești? Și știi ceva? Că tot are Cornholio replica așa cu I need tipi for my bankroll. Mă duc și o să folosesc niște tipi. Hai că tai la montaj asta. Hai că am folosit tipiul pentru bankroll. Continuăm aici ce aveam de făcut. Hai. Știți ceva? Cred că v-ați plătit să mă vedeți prin mine. Hai, ne teleportăm acasă. Gat, hai că am minat destul, se face și acolo fierul și stați o secundă. Astăzi facem pe
Plutonierul Garcia, că am văzut pe cineva suspect prin zona asta care cred că a venit să fure, mă duc să-l legitimez. Seara! Sau mă rog, în ziua. Hai, acte la control. Bă, domnul, acte la control. Legitimați-vă sau vă dau amendă. Domnul, alo domnul, acte la control. Ați venit să furați, domnul. Ultima voastră șansă, acte la control. Sau, bă, bă, acte la control. Alo, domnul, domnul, nu mai dați în organul de ordine. Nu mai dați în organul de poliție. Se pare că poliția română nu poate să facă față unui agresor. Bun. Ai nicio problemă. Plutonierul Garcia se descurcă. Îl poate rezolva. Din păcate, plutonierul Garcia și-a pierdut tot XP-ul. Aproape. Bă, dar nu mai am... Firar. Vedeți, l-am prins în fragant, cum vroia să fure. Gata, l-am rezolvat, mi-a dat Shender Paul-ul. Am pierdut jumătate din XP, dar aia e. E, l-am prins în flagrant, cum voia să fure. Uite, chiar că pot să fiu polițist, că am și uniformă, am tricou albastru pe caracterul ăsta, mă rog. M-am făcut și cu un bloc cu iarbă. L-am prins în flagrant, cum voia să fure. Să băgăm încă o ciorbă, așa mâncare, săraci. Mai am una. Pac. Gata, poliția română a rezolvat un nou caz. L-am prins pe tipul ăla care a vrut să fure un bloc de iarbă din proprietatea statului. Na, statul, interesul cetățeanului. Ba bine că nu. Bun, s-a făcut marmura asta. Hai că mai are până se face. Bun, mi-a dat și ceva XP. Trebuie să recuperez. Am pierdut că m-a omorât Tendermanul ăla. Hai întâi să fac o armură. O cască, că doar atât am. Pac. Ia, sweet up, ok. Pac. Hai să fac și o sabie, dar nu cred că mai mi-ajunge. Sau cine știe. Mai am bețe și eu? Hai, uite cum mai am. Așa, că nu mai am ce să mă bat cu ăștia. Eram cu sabia de piatrice, chiar că-i zice că-s polțiți români, cu carpațiu, că atât are polția română de tare, carpați. În rest al pistonului, hai să-l lăs în dreptul ăla, că-l păstrezi pentru la dragonul. Deja mă gândesc cum să bat dragonul. Hai mă, mai fă niște fier. Timp de ce mai face relu. Relule, ce faci mă? Faci mă relu. Aia de aici. Să nu-i fie foame la câine. Deci a trebuit să-i găsesc o cățea. Dacă aveți unul dintre voi vreo profesoră mai a dracu, o rezolvăm cu câinele. Bun. Și a rămas în picioarele goale corholiul nostru. Da, cam acesta ar cam fi primul episod cu Corholio în junglă. Poate cine știe ce bim mai întrece mie prin cap și fac alt personaj. Oricum nu o să rămână asta ca asta definitivă să fie clar. Sigur o să-mi schimb skin-ul de 10 de ori pe seria asta. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Salutați-l și pe Relu. Promit că o să-i găsesc un nintac și o să-i pun acolo. Și trebuie să-i fac o zgardă neagră dacă tot e Relu, să-l facem de culoare potrivită. Bun, hai! Ciao, lesturor!